Breaking news, doamnelor și domnilor, la DNA, acolo se află colega mea, Violeta Amiron. O informație de ultimă oră, se pare că Alex Pițurcă, da, nu Victor Pițurcă, că el este în control judiciar, Alex Pițurcă ar fi fost reținut pentru 24 de ore, Violeta, legătura. Bun găsit din nou, Madalina. Așa este, se pare că Alex Pițurcă ar fi fost reținut pentru 24 de ore și urmează să meargă în arestul central al Poliției Capitalei. Deocamdată nu a ieșit de aici, de la DNA, de la audieri, și tatăl său, Victor Pițurcă, se află de la ora 14 aici la audieri. Ar fi fost citat să dea o declarație astăzi după ce ar fi fost pus în control judiciar. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare mâine după ce va expira acest mandat pentru Alex Pițurcă. Vă reamintesc faptul că el a venit să dea declarații în această dimineață cu privire la faptul că una dintre firmele la care acesta era administrator ar fi încheiat contract în ceea ce privește vânzarea măștilor neconforme către MAPN. Vorbim despre un contract care ar fi în valoare de 2,2 milioane de euro. Așadar, rămâne de văzut dacă mâine Alex Pițurcă va fi pus la fel ca tatăl său sub control judiciar sau se va emite un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile. Îți mulțumesc pentru aceste informații. Să știți că mai am încă o informație. Alex Pițurcă, reținut pentru 24 de ore, dar știți ce a făcut tatălui Victor Pițurcă când a auzit că pentru următoarele 20... Violeta Miron, este în acest moment cineva? Să vedem dacă este Victor Pițurcă și voi reveni cu informația. Ești în direct? Dacă aș putea vorbi, aș vorbi, băieți. Dar nu am voie să vorbesc. Nu am voie să vorbesc. Băiatul dumneavoastră a fost reținut pentru 24 de ore? Da. Cum e treaba asta, tatăl să-și vadă băiatul, iată, cu această ordonanță de reținere? Victor Pițurcă, acum, ați cumpărat influență? După cum vă acuz, ați cumpărat influență? Domnul, să stați cu timpul, rugăm frumos. Ați plătit 50.000 de lei? Mariane, stai mă, zic. Mariane, eu. Domnule Pițurcă, rămâneți un pic, vă rugăm frumos. Care-i treaba cu topul ăsta, cu tot topul ăsta grotesc al cătușelor? Atenție la mașină, chiar vă trebuie. De unde așa? Eu pun la rețină. Suntem unde treacă. Ați făcut afaceri cu statul. Cătușe. Nu aveam să destui bani. Bă, o să plece și o să terem. Domnule avocat, ce le-a spus Alexa anchetatorilor, procurori? Familia, ce a spus? Am văzut că ați vorbit astăzi dimineață cu Gina. Ce să spun? Familie legat ce? La ce vă referiți? Despre ceea ce se întâmplă în familia lor. M-ați bruscat, m-ați lovit, m-ați călcat. Ne cerem scuze. Vreți să stați de vorbă și cu noi, nu? Ce vreți să știți? V-am spus că n-am ce să vă spun. Pentru că asta e procedura. Dosarul merge înainte. Domnul Pițurcă este nevinovat. A obținut un control judiciar. S-a constatat clar că nu. Celelalte părți nu mă privesc. Dar am auzit că totuși... Posibil ca Alex... Domnul Alex vine mâine din nou la... Te-a arestat pentru 24 de ore. Așa nu este? Este client. Domnule avocat, întorceți-vă. Victor Pițurcă, da, a fost reținut 24 de ore. Fiul lui clientul meu, nu. Pițurcă. Nu, dar am dat și mie. Acum stai să se ne împingem. Da. Ăsta e ghinionul domnului. Băi, dar vă rog mult. Vă rog, care sunt acuzațiile în cazul... Dar dați-mi voie să plec. După aceea plec. Care sunt acuzațiile în cazul Alexandru Pițurcă? Deci, clientul meu este domnul Victor Pițurcă și nu fac afirmații în numele altei persoane cercetată în acest dosar. S-a prevalat de dreptul la tăcere clientul dumneavoastră? Clientul meu a menționat foarte clar că, dată fiind calitatea pe care o are, va acționa procedural în măsura în care este recunoscut dreptul la apărare.
Îi pare rău? Păi dar nu a făcut nimic domnul Pisurică, este nevinovat. Alex va veni mâine din nou la DNA. Romarm să se întâlnească de două ori cu directorul general de la Romarm? Nu pot să vă spun astfel de lucruri din dosar. De dare de mită, domnul Pițurcă? Nu, absolut nu. A făcut presiuni domnul Pițurcă ca băiatul domniei sale să câștige contractul exclus, cu statul exclus, român? Exclus, exclus, nu este nici astfel. Sunt afirmații în dosar, sunt niște... Dacă n-a făcut nimic. De ce? Eu v-am mai spus. Aici așa numai de formă? Nu pot să mă pronunț eu. Cum vedeți acest circ al DNA-ului? Iată, nu l-au reținut, după care l-au lăsat să plece, l-au pus în control judiciar. Eu nu fac afirmații legate de modalitatea în care organele de judiciar... Așadar, doamnelor, domnilor, în aceste momente, la declarații, dar nu spune nimic ce poate, nu știu, să merite atenția avocatului Victor Pițurcă, dar am eu o informație pe surse pe care aș vrea să vă o prezint. În momentul în care Victor Pițurcă a aflat că fiul lui a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore, tatăl ar fi început să plângă chiar acolo la sediul DNA. Așa cum v-am spus, el este reținut, Alex Pițurcă, pentru 24 de ore și să știți că a stat de la 8 dimineața, a mers acolo la DNA și în urmă cu foarte puține minute tocmai s-a dispus o ordonanță de reținere pe numele lui Alex Pițurcă pentru 24 de ore, în timp ce tatălui Victor Pițurcă se află pentru moment control judiciar. Noi luăm pauză acum, dar revenim imediat.